Salut frații mei, suntem la Hugat Bars la Making of RMN. O să răspund la câteva întrebări despre cum am făcut acest album și să vedem ce este. Bă, RMN-ul e o chestie medicală care în care te bagă într-un tub și îți vezi gen coloana sau depinde la ce-ți faci RMN. Eu mi-am făcut RMN la coloană, că e povestea amuzantă. Când am fost, eu nu știam cum se procedează, ce se face la un RMN. Credeam că mă duc, stau 5 minute și plec. Și de fapt m-au pus să mă dau la pula goală într-un halat de la spital. M-au băgat în tubul ăla, mi-au pus niște căști pe urechi și mi-au zis o să stai 45 de minute în tubul ăsta, o să se audă zgomote nenorocite nasoale, de-aia spun căștile astea de izolare fonică și ai un buton de panică în mână, dacă te-ai panicat apeși pe cineva, zici băi ești prost, așa groasă, ce e aici? Și m-au băgat în tubul ăla pula mea și auzeam în continuu. Făceau sunete nebune și m-am pișat pe mine, vrei să te mint, gen mă simțea cam într-un mormânt. Bă, în perioada în care am început să creez albumul ăsta, aveam probleme cu spatele, gen am făcut hernie de disc și inițial credeam că e scolioză, am făcut melodia scolioză și am anunțat albumul prin melodia scolioză, deși nu am scolioză, am aflat ulterior că aveam hernie de disc și mă rog, încă am, dar nu mai mă doare pentru că am acționat, am făcut sport, am făcut kinetoterapie, fizioterapie și mai multe chestii și acum mă doare în pulă și nu mai simt nimic. Nu știu, foarte mulți oameni au fost implicați în proiect, beatmakeri, artiști, oameni care fac artwork-uri și așa. Nu știu, în jur de... nici nu știu exact. Să-i luăm așa, sunt artiștii Nane, Superet, Oscar, Amuli, David, Tactu, Roberto, Călinacio, nu știu dacă am uitat pe cineva. Și beatmakeri mulți rău de tot, Dex, Demp, 808 Mayer, PJ Baby, Heiner, Philip Sauer, Supernova, Liviu, Jackboy Beats. Mi-a făcut Coma, Sinistro, Artur cu și până și animația de pe Cocor. Evident că am lucrat cu Fane la mix și evident eu mix cu Ane, arhitectul, pentru cine nu știe, eu sunt arhitectul când fac beat-uri sau master-uri, Fane a făcut master-ul. M-a ajutat și Freelook cu tot felul de idei nebunii ca și concept. Foarte mulți oameni implicați, vă mulțumesc tuturor care ați colaborat cu mine la acest material. Bă, momentul a fost așa, gen cumva neașteptat, ne-am tot trimis melodii unul altuia lui Ian, i-am trimis melodie de pe RMN mai multe, l-au rupt toate, când eram cu el au zis hai că mă bag, ne-am hypuit pe moment, evident, vroiam să mergem în studio să facem melodii, doar că cumva, nu știu, pur și simplu nu s-a legat, nu ne-am sincronizat, el nu a dat pe piesa pe care i-am dat-o la timp și eu trebuia să scot RMN-ul deja și na, s-a întâmplat să nu fie, ulterior, când a ieșit albumul am înțeles faptul că cumva e mai blană așa pentru că tizuiește lumea la următorul proiect pe care o să-l am cu el. 21 de piese, nu are nicio semnificație, doar am strâns piesele câte au fost. Bă, nu știu, greu de înțeles piesă, că nu știu cât de greu sunt de înțeles, sunt interpretabile toate piesele. Eu am avut o anumită, am scris niște versuri într-un fel ca să fie interpretate într-un fel, dar fiecare interpretează cum vrea el. Deși piesele mele care îmi plac cel mai mult ca și complexitate, să zic așa, sunt Gândesc cu voce tare, Convorbire cu diavolul și el. Astea chiar mă rup cel mai tare. Am zis că ar trebui să investez mai mulți bani în el, să bag bani mai mulți în clipuri, în Sile și în Război cu bani am băgat bani, mulți. Am băgat bani și în promovarea de pe Cocor, 2 zile a fost pe Cocor, odată la 3 minute, pula mea era reclama cu RMN-ul și cu mărciul meu, acest mărci incredibil de paste shop. Și am zis că eu trebuie să acționez ca lumea, să fac treabă la nivel, să dau upgrade-uri și asta am făcut. Gen lansare de album, concert. Bă, ar fi fost tare să ne strângem toți undeva, gen într-un club sau pula mea să cânt toate piesele cap-coadă, să le audă lumea prima oară acolo, ar fi, ca pe vremuri, așa ar fi fost super tare. Dar na, cu pandemia și cu astea, n-avem ce să facem. Probabil ar fi fost tare, dar o să o facem ulterior. Când se va da drumul la concerte și așa, clar o să facem. Bă, mărciul acesta pe care l-am cu mine, care este exclusiv și e mărci premium de calitate foarte înaltă, l-am făcut în colaborare cu Crec și site-ul este asteshop.ro și mai am, după ce am făcut acest mărci, care este destul de scump din cauza materialelor, din cauza faptului că serigrafia asta e incredibilă, sunt broderii pe ea, sunt tot felul de chestii și sunt în stoc limitat, când se vând ce au la revedere, nu mai o să puteți să vi le achiziționați. M-am gândit pentru oamenii care nu au așa bani, deși vor să
ne susțină, să aibă și ei să reprezinte, am făcut și un shop mai ieftin pentru toată lumea și stocul este nelimitat cu modele mai simple, mai ușoare, mai ușor de făcut, calitate puțin mai inferioară, deși e bună și aia. Pe shop-asteca.com și mărciul de pe Pentru Ocult e shop-ocult.com. Asta a fost, frații mei, explicația și making of albumului RMN. Vă pup și vă iubesc, sper să fiți alături de mine mereu. Pace, Hugat Bars, vă pup și vă iubesc, ceau!